Salut! Vom vorbi despre 6 caracteristici ale gimbalului pentru smartphone-uri, și anume Insta360 Flow. Aceste caracteristici am apucat să le testez eu pentru mine și acum vreau să vi le prezint și vouă în câteva imagini, așa că haideți să vedem despre ce e vorba. Am ales că prin mod panoramic, fotografii panoramice, unde putem face o fotografie panoramică normală, una la 180, una la 240 și una la 360. Chiar cele la 360 chiar sunt foarte interesante. Așa că haideți să vedem câteva. Bun, această captură este de pe telefonul mobil. Este încărcată de fapt cu aplicația default de pe Samsung. Și cam așa se poate vedea. În schimb, în aplicația Insta360 al gimbalului, de fapt se poate vedea mult mai frumos atunci după ce este realizată, bineînțeles, întreaga panoramă. Al doilea mod ales este timelapse. Acest mod chiar îmi place foarte mult la acest gimbal. O să vedeți și în imagini, adică mie în general îmi plac foarte mult, foarte mult timelapse-urile, așa că vă recomand acest mod în cazul în care aveți acest gimbal, chiar face niște timelapse-uri foarte faine, atât în mișcare cât și statice. Așa că în imaginea următoare o să vedeți și câteva timelapse-uri corecte, dar și câteva greșite. Al treilea mod ales este time shift-ul. Diferența între timelapse și time shift este că timelapse-ul, de exemplu, acolo setăm un interval de câteva secunde la care camera să facă o fotografie la același cadru, după care le meciuiește, le leagă unul cu celălalt, pe când time shift-ul reprezintă un video care este exportat la final cu viteză mult mai mare și fără audio, adică este exportat de fapt pe fast forward și fără audio. A patra caracteristică aleasă este dolly zoom. Este un efect, o caracteristică de fapt foarte renumită și care produce un efect foarte renumit, și anume să subiectul rămâne de aceeași dimensiune în filmare, pe când mediul înconjurător din jurul subiectului suferă shifter, suferă modificări. Cum se face efectul dolly zoom? În felul următor, noi trebuie să selectăm subiectul pe ecran, după care apăsăm butonul de înregistrare și ne depărtăm ușor de subiect. În momentul în care vom face asta, o să vedem că subiectul rămâne în cadru, iar restul din jur, background-ul, pur și simplu se distorsionează. A cincea caracteristică este partea de AI tracking. Această caracteristică este activă în momentul filmării dacă apăsați o singură dată pe butonul din spatele gimbalului. Atunci se activează acea urmărire a subiectului,
Pe ecran va apărea un pătrățel verde care va încadra subiectul și îl va urmări chiar dacă veți face mișcări în jurul subiectului. Acest mod este util din punctul meu de vedere, mai ales când te filmezi singur și tu te poți mișca pe lângă gimbal în timp ce el se va mișca după tine, astfel încât filmarea va, astfel încât tu vei rămâne în cadru. A șasea caracteristică și ultima este modul de filmare normal. Pentru aceasta am fixat telefonul pe gimbal și l-am împerecheat cu acesta, deși telefonul cu care filmez S23 Ultra are și el o stabilizare destul de bună, acest gimbal îmi oferă posibilitatea de a fixa imaginea și subiectul, sau chiar de a bloca poziția gimbalului pentru o filmare cât mai reușită. Deși am făcut și mișcări bruște sau am mișcat mâna în diverse poziții, subiectul filmat a rămas mereu în cadru, ca și cum nu aș fi mișcat mâna deloc. Cam asta a fost despre gimbalul Insta360 Flow. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe, un share cu oamenii care credeți că le-ar fi util acest video. Lăsați în comentarii ce v-a plăcut și ce nu. Și în descriere veți găsi și alte detalii despre acest video. Pe data viitoare!